Păi, stăpân, să câștigi 2 lefuri și să mănânci dublu. Păi dacă unul te dă afară, rămâi cu celălalt. O scot eu la capăt până la urmă. Acum mă duc la poștă pentru amândoi. Tinere! Domnule! Unde e stăpânul tău? Stăpânul meu e... în Han. Aha. Băi, du-te numai decât, da? Și spune-i că vreau să-l... să-i vorbesc. Așa. Da, dar să știți că stăpânul meu e... Mă, duc, tu te mai repede, că te croiesc. Care dracu să-l trimit? Trimit și eu până pe care găsesc primul. Stăpâne! Federico a scăpat odată cu viața, a? Stăpâne! Asta nu o să-i se întâmple și-a doua oră. Stăpâne! Ori renunță la orice pretenție asupra căricei, ori îl... Stăpâne! O să aibă de-a face cu mine, clar? Stăpâne! În gardă! Iată un domn care vă caută. Ce vrea de la mine? Nu știu, n-am chef de scandal, mă duc după scrisori, sluga. M-ați chemat, domnule? Desigur. Eu? Nici n-am onoarea să vă cunosc, domnule. Totuși, servitorul meu mi-a spus că aș cerut să mă vedeți. Nu se poate, dar eu am vrut să vorbesc cu stăpânului. Ei bine, eu sunt stăpânul lui. Dumneavoastră. Stăpânul lui. Desigur, el e în slujba mea. În cazul acesta, ori servitorul domniei voastre e... seamănă cu altcineva, ori e în slujba altcuiva. Mă iertați. Nu face nimic. Astfel de erori se întâmplă la adresa. Sunteți străini, domnule? Da, Torino. Torino? Cunoașteți pe un oarecare Federico Rasponi din Torino? Da, l-am cunoscut. Din păcate, a murit. Nu, așa se credea. Dar azi dimineață, spre nefericirea și disperarea mea, a apărut la Veneția, viu și nevătămat. Deci, vă asigur că Federico Rasponi a murit. Da, eu vă asigur că Federico Rasponi este cât se poate de viu, domnule. Vă înșelați, domnule. Ne, ce? Domnul Pantalone de Pistoniosi are dovezi clare că e el în persoană. Prin urmare, n-a fost ucis. Vrea să-mi ia locul. Are ea sentimentul tatălui, dar fata mi-a jurat credință mie, azi dimineață, chiar aici. Federico aici. Ori el, ori eu, trebuie să-l înțeleg. La viață. Fiți amabil. Dacă-l vedeți, spătuiți-l să renunțe. Ați fost amabil. Vă mulțumesc. Silvio Lombardo. Îmi pare bine de cunoștință, îmi pare foarte bine de cunoștință. Pot avea și eu plăcerea să cunosc numele domniei voastre? Oh, tu știu. Orazio! Ardenti! Domnule Orazio! Ardenti! Nu plecăciune! Federico! E data asta, domnule! Ardenti! Clarice, a mea ești! E cu putință să nu fi murit? Eu însul l-am văzut întins pe jos, într-un lac de sânge. Dacă n-a murit, ar fi mai bine să mă întorc la Torino, ca să alin durerea scumpei mele Beatrice, care plânge și suferă din cauza plecării mele. Trufaldino! Da, domnule? Vii cu mine la Torino! Când? Chiar acum! Până să fii mâncat! Da, bine, mai întâi mâncăm și pe urmă plecăm. În timp ce mâncăm, o să mă gândesc dacă plecăm. Ha, o să fii ceva scrisori de la Torino pentru mine? Da, domnule. Dă-mi-le. Imediat, domnule. Pe dracu, le-am încurcat. Dă-mi-le odată. Imediat. Domnule, aceste 3 scrisori nu sunt toate pentru domnia voastră.
în drum spre poștă, m-am întâlnit cu servitor, prieten de-al meu, și m-a rugat să văd dacă nu sunt ceva scrisuri și pentru stăpânul său. Una din ele este a lui. Dă-mi-le! Dă-mi-le o dată! Cine? O să le iau numai pe ale mele, pe cealaltă ce o restitui. Da. Ce văd? O scrisoare adresată Beatricei Raspun. Beatricei Raspun în Veneția? Ați dat peste scrisoarea prietenului meu? Cine e prietenul în care te-a rugat să-i faci acest serviciu? Yeah. Un serviciu cu el? E un servitor, îl cheamă Pascoale. Unde locuiește? Nu știu, domnule. Și atunci unde-i să-i duci scrisoare? Mi-a spus că o să ne întâlnim în piață! Dați-mi scrisoare! Scrisoarea asta o citesc eu mai întâi. Prealuminată stăpână, pe care domnii voastre a stârnit Maraș tot felul de crevetiri. Toată lumea a înțeles că ați luat această hotărâre ca să-l urmați pe domnul Florindo. Dați-mi scrisoare. Curtea, aflând că ați fugit în haine bărbătești, face tot ce poate să vă dea de urmă și să vă... aresteze. Dați-mi scrisoarea. Haine bărbătești? Dați-mi scrisoarea. Rufalino. Dați-mi fă tot ce poți ca să dai de urma lui Pascoale. Află unde locuiește și în serviciu cu el. Dați-mi scrisoarea. Am încredere în tine. Da, domnule. Dar ce o să zică când o să vadă că am deschis-o? Spune că a fost o neînțelegere, o întâmplare. Și masa? Mâncăm când mă întorc. Îmi place că trebuie să-i duc scrisoarea deschisă celuilalt stăpân. Am să încerc să o fac la urmă. Bunica mea lipea scrisorile cu pâine mestecat. Pare că am scos-o la capăt. Maldino? Brace! Ceva scrisori pentru mine? Una singură! Scrisoara asta a fost deschisă. Nici altcineva n-a citit-o. V-am
scăpat și de data asta. Acesta e cufărul meu? Da, domnule. Tocmai l-am adus de la poștă. Uite. Chei. Ai rifeste puțin. Hai. Aia bine. Dar masa? Cam să-mi tot. Domnule! Stăpânul tău e acasă? Nu, domnule, a plecat. A plecat. Unde s-a dus? Prin oraș. Ia masa acasă? Masa, cred că... Da? Nu pot să-l aștept. Am treabă. Când vine, dă-i sut asta de după. Clar! Trufaldino! Trufaldino! Da, domnule. L-ai găsit pe Pasquale? Nu l-am găsit pe Pasquale. L-am găsit pe unul care mi-a dat o pungă cu 100 de ducați. 100 de ducați? Pentru ce? Mi-a spus să-i dau stăpânului meu. Așteptați bani de undeva? Da, am trimis unui negustor o scrisoare în acest scop. Atunci banii ăștia sunt pentru domnia voastră. Sigur că sunt pentru mine. Bine că am dat banii stăpânului care ei se cuveneau. Trufaldino, da, o să lipsesc puțin, străduiește-te să-l găsești pe Pasquale. Prea bine, domnule. Da, masa? Când mă întorc, Trufaldino. Când mă întorc. Thank you.
nicio grijă, păi, în două ore se aranjează totul, păi mâine schimbă minelele. Mă duc să-i spun și domnului tot. Nu, nu, tata, pentru că merg de tăticule, tăticule! Puteți ca și soț și soție! Hai, 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 mai vorbim de seara! Imagineze că-i sunt necredincioasă! Nu va dura mult această amăgire! Lasă că-l știu eu, Pătine! Domnișoară, Clarice! Îl știu eu! Domnul Pantalone nu trebuia să-și dea cuvântul înainte de a fi sigur că Federico a murit. Oprește-te! Putem ca mânia să nu te îndemne la nu știu ce! Oprește-te! Sunt peste măsură de enervat. Deci, o să-ți dea o teală pentru această jignie cu tine. Ești prostă? Te lași orbit de mânie? Nu ne e decât respectat. Ai dreptate! Ai dreptate, dar totuși nu trebuie să te pripești. Dăm un spectacol! O să aibă de-a face cu mine. Îl aștept eu! Pleacă de asta! Sunt peste măsură de poate. Eu, Silvio Lombardi. Lucas! Tocmai vă căuta. Veneai să ne asigur că domnișoara Clarice va fi soția lui Silvio, nu? Nu veneam să vă spun că... Nu, nu am nevoie de alte explicații. Ținând seama de promisiunea făcută domnului Federico. Vrei să spui că nu poți trece peste promisiunile făcute domnului Federico de Raspone? Da! Contractul acela de căsătorie este făcut numai între dumneata și el. Pe canalul nostru e întărit de voința fetei. Da, întotdeauna. Știi foarte bine că în materie de căsătorie fetele nu trebuie sacrificate. Mai ai și altceva de spus? Am terminat! Mă lași și pe mine să vorbesc? Vorbește! În privința zestre ne înțelegem noi. E pe mai mult, e pe mai puțin. Nu mă uit la atâta lucru. Pot să spun și vorbește! Eu. Dumneata vei îngădui o asemenea căsătorie? Îmi pare rău, dar nu mă dau greșe! Căsătoria încheiat azi dimineață. Între fiul meu Silvio și domnișoara Clarice nu se poate desface în baza unui simplu cuvânt pe care l-ai dat dumneata cândva, undeva, undeva. Bazându-mă pe drepturile fiului meu, mă băținiți omul pe sofina dumitare să le ia de bărbat. Dar mi-ar fi rușine să am în casă, ca noră, pe tica unui om lipsit de cuvânt, așa cum ești dumneata. Asta e o insultă pe care mi-o aduci mie, pe care o aduci casei Lombardi. Și are să vină vremea care ai să mi-o plătești. Nu mi-e frică! Refuzi de 100 de ori mai mult casa Rasponi decât casa Lombardi. Ai un băiat singur la părinți și bogat. Nu e lesne de găsit. Sluga, domnul Pantaloni. Am auzit de la tata anumite lucruri. Tot ce ți-a spus tata. Iată mă. Da. Prin urmare, s-a hotărât. S-a hotărât și s-a stabilit. Da. Om fără cuvânt și fără onoare. Da. Lași! Un netrebnic! Un om josnic! Dacă sunteți om de onoare, în gardă! Opriți-vă! Scupeginere! Viața mea e mâine de dubitare! Scupeginere! Mie nu mi-e frică de dumneata! Clar? În gardă! Opriți-vă! Frumos, Clarice! De dragul dumitare, voi dărui lui Silvio viața!
va merge. Dragă Federigo! Ricci! Thank you.